Salutare tuturor, sunt Silviu Toma, instructor de conducere defensivă și sportivă în cadrul școlii Romania Driving Experience. Iată-ne din nou în showroom-ul prietenilor noștri de la Serus, dealerul Nissan de această dată, unde vom continua seria clipurilor educative abordând un subiect, spun eu, sensibil, dar extrem de important, scaunul auto de copii și modul în care aceștia trebuie transportați în siguranță. Atunci când o mașină este implicată într-un accident și lovește un obstacol dur, ea se va opri brusc. Tot ce se află în interiorul acesteia neasigurat va avea tendința din cauza inerției să continue călătoria. Motiv pentru care absolut toți pasagerii care se află în interiorul unei mașini în timpul călătoriei trebuie să poarte centură de siguranță. De asemenea, avem tendința deseori să lăsăm la voia întâmplării prin mașină tot felul de lucruri dure neasigurate, cum ar fi un telefon, un laptop sau de ce nu o sticlă de sticlă. Ei bine, gândiți-vă că în țările în care siguranța rutieră este prioritară, se fac tot felul de studii și s-a ajuns la concluzia că un telefon poate să ajungă să cântărească într-un accident până la 20 de kilograme. Dacă acest obiect ar lovi unul dintre pasageri într-o astfel de situație, acel pasager s-ar putea răni foarte, foarte grav. Mai departe, pentru a exemplifica cât se poate de bine cum se montează corect un scaun auto de copii și care sunt etapele care trebuie parcurse, cei de la Serus ne-au pus la dispoziție noul Nissan X-Trail e-Force, un model, spun eu, inovativ. De ce inovativ? Pentru că este un model hibrid mai special, propulsat de două motoare electrice, unul pe puntea față, celălalt pe puntea spate, care sunt alimentate de o baterie. Această baterie, la rândul ei, este alimentată de un motor termic care nu se ocupă decât de încărcarea acesteia. Eu mă duc repede să pregătesc scaunul auto pentru copii și până atunci vă las câteva momente să vă bucurați de liniile de design ale noului Nissan X-Trail. Revin! Având în vedere că este un scaun cu bază Isofix, este foarte ușor de montat. Tot ce trebuie să faceți este să vă asigurați că ați prins brațele din spatele bazei în clemele de pe bancheta din spate. Imediat după, trebuie să lipim spatele bazei de banchetă. Apoi, pentru a ne asigura că avem o bază solidă, trebuie să luăm piciorul de aici și să-l întindem până în podea. De asemenea, trebuie să vă asigurați că toți marturii de aici trebuie să fie verzi. Imediat după ce vom monta și scaunelul pe baza Isofix, marturul de aici, care acum este roșu, se va transforma într-unul verde. Acum o să montez scaunul pe baza Isofix și mă asigur că este bine montat când o să aud un click și, evident, marturul de care povesteam mai devreme să fie din nou verde. Un lucru foarte important atunci când vă gândiți să achiziționați un scaun auto de copii este utilitatea acestuia. De aceea vă recomand ferm să cumpărați un scaun auto cu o bază rotativă, astfel încât accesul copilului în interiorul mașinii se facă foarte, foarte ușor. Cea mai des întâlnită greșeală pe care o fac părinții este că își lasă copiii să călătorească cu fața către sensul de mers. Ei bine, trebuie să știți că atunci când o mașină este implicată într-un accident rutier și lovește frontal un obstacol dur, corpul copilului este ținut pe scaun de centura de siguranță. Capul, neavând centură de siguranță, va avea tendința, din cauza inerției, să meargă mai departe. În medie, capul unui copil de un an cântărește undeva la 25% din greutatea totală a corpului acestuia, motiv pentru care, într-o astfel de situație, el își poate rupe gâtul foarte, foarte ușor.
Atunci când mergem să cumpărăm un scaun auto de copii, ne interesează să găsim două lucruri, siguranță și confort. Când vorbim de aceste standarde de siguranță, trebuie să știți că la nivel mondial există două, R44 și R129, sau mai este cunoscut și ca I-Size. Pe lângă alte clasificări, aceste două standarde ne asigură pe noi că scaunul este suficient de sigur în caz de accident. De asemenea, vă recomand ferm să cumpărați un scaun cu sistem ISOFIX, pentru că acest sistem de prindere reduce riscul de instalare incorrectă a scaunului. 10 reguli care trebuie respectate atunci când transportăm copii în mașină. Regula numărul 1. Asigurați-vă că scaunul este instalat corespunzător și că nu se mișcă foarte tare stânga-dreapta, față-spate. Obligatoriu, citiți manualul. Regula numărul 2. Purtarea centurii într-un mod corect nu este un lucru negociabil oricât de mult ar plânge copilul. Se va obișnui. Regula numărul 3. Dezbrăcați copilul de tot ce înseamnă haine groase, pentru că în felul acesta centura nu va putea fi strânsă corespunzător și în caz de accident susținerea va fi precară. Regula numărul 4. Jucăriile și toate accesoriile care nu sunt asigurate corespunzător pot răni foarte tare copilul. În mod normal, dacă acestea nu vin la pachet cu scaunul sau nu sunt recomandate de producător, nu trebuie folosite. Regula numărul 5. Nu începeți să folosiți înălțătoare prea devreme și după ce ați început să le folosiți, nu renunțați prea devreme. Regula numărul 6. Scaunul de copii expiră din cauza micilor torsionări pe care le suportă de-a lungul timpului. Durata lor de viață este în medie undeva la 6-8 ani, așa că atenție când împrumutați de la cineva. Regula numărul 7. Când parcurgeți drumuri lungi, nu lăsați copilul să stea în scaun mai mult de 2 ore. Se va plictisi și va obosi. De aceea, la acest interval, e bine să lăsați să facă un pic de gimnastică, să meargă puțin și ocazie bună să schimbați și scutecul. Regula numărul 8. Dacă ați fost implicați într-un accident și impactul a avut loc chiar pe partea unde a fost instalat scaunul, este bine să-l schimbați imediat. El preia aceste șocuri și deformează anumite componente. Atenție când găsiți scaune de vânzare second hand pe anumite site-uri de specialitate. Regula numărul 9. Un copil poate fi transportat în scaunul special, chiar și pe scaunul din dreapta, scaunul din față, ținând cont de două lucruri. Trebuie dezactivat airbag-ul din partea pasagerului și scaunul trebuie dat cât mai în spate pentru a exista un spațiu cât mai mare de siguranță. Și regula numărul 10, ultima, dar nu cea din urmă, nu faceți compromis la siguranță. Viața voastră sau a copiilor voștri se poate schimba într-o secundă.